Eu, astăzi avem partea a treia la Strand de Deep, care de fapt e partea a patra. De ce? Pentru că ultima oară când am făcut partea a treia și o să aveți foarte multe chestii noi pe care nu le știți, evident, pentru că, hei, când s-a înregistrat ecranul, calculatorul a zis, bă, eu înregistrez doar 15 minute, atât, 15 minute, atât, după aia nu știu mă ce faci, faci bors, faci fii sănătos. Și practic am doar o filmare cu mine, cu fața mea în timp ce joacă Strand de Deep. Dă cu ceva cu rechinul ăla. Băi! Sus! Ia vină o leacă. Am prins o leacă de cureu. Cureu! Cureu! Mi-e frică de mopi și pe mine și am prins cureu. Ăla e rechinul. Ce-i aceea? Prea multe întrebări. Da, de ce am o sardină în mână? Am prins-o și am fost mândru de ea. Da, practic am prins un porc. E un porc mistreț și e tare negativist. Încă refuză să creadă că a ajuns la Sfântul Petru și l-a primit, gen. În partea de sus, de obicei, era ce mai avem de făcut și presupun că era tutorial sau ceva, pentru că acum nu mai apare absolut nimic și de aici încolo facem ce vrem noi. Da, practic nu știu încotro să mergem sau ce să facem, că, na, practic suntem efectiv părăsiți pe o insulă și facem ce vrem noi. M-am speriat de vreo doi rechini. Le-am spus Sharky, a fost distractiv pentru ei, probabil. Am făcut pe undeva, dar nu știu exact unde am lăsat-o, aparent, o capcană pentru pești. Ok, aparent am pierdut-o. Am făcut această platformă, dar nu am calculat exact cum trebuie totul și... E un cot așa care efectiv o să rămână probabil atât. Sau mai facem un etaj, că aici nu pot să pun, aici nu pot să pun. Trebuie să recunosc că asta bine, asta mă credeți pe cuvânt că n-am mai murit deloc. Pentru că da, am salvat din 3 în 3 secunde efectiv. Și lumândra asta, e și sete, e și vai de capul nostru, am lăsat-o de izbeliște aparent. Hai să o ducem la umbră, să-și mai revină și poate lăsăm și noi sardina asta jos, nu te supăra. Ok, hai să... Ăla-i băț? Uf, aud și mă sparii. O luăm... Șoben. Și după aia o și mâncăm cu ocazia asta. Că e un deliciu. Mulțumesc. Sper că te simți mai bine acum, domnșoară. Mulțumim. Bun. Și mai am o întrebare. E o întrebare foarte bună. Dar nu mai știu. Uite, story. Mi-explică și mie cineva de ce story-ul e blocat? Abaia... Lusca, Megalodon, Aircraft. Ce se întâmplă? De ce? Pentru că putem să salvăm de asta? Să-mi explice cineva în comentarii, vă rog frumos. Gen, dacă nu puteam să salvăm și trebuia să trăim așa până la final, gen, era story-ul fără salvări, gen, o poveste reală, asta ar fi deblocat, toate chestiile astea? Vă rog, comentarii, acum, aștept. Ați scris? Mulțumesc! E bine. Da, și acum trebuie să mai avem grijă să bem, să mâncăm și după aceea ne mai ocupăm o leacă de vânătoare ceva. Ceea ce? Ah, am găsit ce-mi trebuia. Ok. Da, așa arată fish trap-ul meu. Aha. Nu cred că funcționează, cred că trebuie să bag ceva în el. Nu știu ce, dar prezint că o să descoperim împreună. De ce te târâi, mă? Am apăsat pe... Ah, ok.
Hai facem niște drinkable water, că probabil nu putem fără. Că tare moftura să-i domnșoara asta. Red vrea apă, vrea mâncare. Te mai înțelegi cu ea, mă, n-ai. Bun, în schimb avem aici tot felul de chestii. Label maker, de exemplu. Motoare, bine, mâncare chiar stăm, văd că stăm bine. Avem aproape în fiecare. Da, avem chiar o roabă de chestii. O să lăsăm o sardină la făcut, cred că asta își dorește, că prea stătea cu ea în mână așa. Am 5. Oh, nu putem să prăjim sardine? What? Și nu-mi spune că le bag doar în gură. No room. Taci că... Ok, uite ce frumos le-a pus pe astea. Băi, tu lucrezi la circ? Ești nebun. Ok, o piatră. Îți plac ție pietrele. Mai lasă pietrele jos, madam. Avem a hoe. Și mâncarea asta putem să... Sau? Cred că... Ia să vedem. Cât ne ajută conserva? Doamne ajută la conserve. Ok. Vine întunericul deja? Sau abia ne-am trezit sau vine întuneric? Nu, că a fost SPF, ne-a fost frig, ne-a fost cald. Și urmează să ne fie frig. Ok, ce facem pe timp de noapte? Nu vrei să... Că văd că hrănită ești. Cu sardinele astea? Ah, da, trebuie să... Nu, mai lasă-le, le decorticăm mai târziu. Ok, hai să ne dăm de treabă puțin. Ce mai avem? Shelter avem, fire avem, fire pit avem, fire spit. Don't spit on the fire. Water still avem. Hobo stove. Ok. Dădusem drumul pe acolo. Hai să... Ok. Hai să mă tem un pic. Failele, ce întunerică-i. Încă calceapa, încă ești bine. Ferească Dumnezeu să nu vezi nimic. Nici nu vreau să mă uit în apă. Nu vreau, nu-mi trebuie. Dădusem de niște... Mamă, dar băi, deci mai inconfortabil de atât nu pot să fiu, jur. Și cred că a fost chiar o idee extraordinar de proastă. Dădusem, erau niște chestii pe aici, erau butoaie. Văzusem butoaie la un moment dat. Domnșoară, cred că o să dormi aici în seara asta. Culcă-te puțin. Flux, reflux, ceva, nu pot. Nu-mi pasă, poate să fie... Dar sari o leacă și tu. Nu pot. O să mă culc în foc. Deci nu există nimic mai înspăimântător pentru mine, jur. Îmi bate inima ca la porumbele. Ceva rău tare de tot. A fost o rechin după mine. L-am simțit la degetul mic de la picior. M-a atins așa un pic. Tu vii cu mine. Bun. O să fac orice altceva. Ideea este că în salvarea, care nu a fost salvare, găsisem niște butoaie de-astea. Și erau prinse acolo și chiar am întrebat ce pot să fac cu ele. Și aparent am găsit răspunsul. Bun. Momentan mă liniștesc. Sunt bine, mulțumesc. Smoker. Loom. Nu știu, îți faci hainici. Cum adică? Furnace. Ok, bun. Începem cu... Încercăm un smoker. Că cred că avem tot ce ne trebuie. Mai puțin pietre. Probabil. Nu știu. Ce zici, mă? Nu, a? Facem un smoker, aparent. Dar cred că ne mai lipsește
Ok, bețe și multe pietre. Dacă de asta fire pit facem. Mai facem unul? Mai facem unul. A, și aici am făcut, am plantat o yucca plant, mă. Nu știu cum îi dau apă, sincer să fiu. Dar mai cercetăm, mai vedem, mai vedem. Nu e așa? Nu te poți înțelege cu el, bă, băiatule. Nu poți, nu. Ok, lemne este. Pietre, mai trebuie pietre. Ok, aparent n-avem pietre. Bun, ceva care nu necesită pietre putem să facem. Cât să nu stăm degeaba. Container shelter. Scaun and stuff. Wood container, scaun. Și mama, de ce aș vrea un scaun? Bird snare. O piatră. Și trei frânghii. Prea multe frânghii. N-avem. Tool belt porch. Cred că avem o centură de asta, dar nu știm ce să facem cu ea. Unelte. Oh, putem să facem propriul cloth dacă facem... Ok. Țesător de asta. Patru frânghii. Pare eu că nu avem patru frânghii. Nu, mă, nu aici. Avem trei frânghii cu asta. Ok. Nu prea avem din nimic. Cam nimic. Astea le lăsăm la apă aici, că văd că deja ducem și vom duce lipsă. Hău! Hău cred că poate să stea la hău. Ia uite, mă, nici asta crește, mă, mâncaia sufletelul ei. Te lăsăm să te faci mare. Lăsăm hău aici. Că ce să facem cu ea? Asta de prins pește. Cu asta am prins noi sardinele. Ok? Și cred că o să tragem un pui de nani. Ăsta de foc aici lângă foc. Cuțit, ciocan și cred că cu ciocanul ăsta... Nu. Am crezut că putem să formăm pietre, dar nu. Ok. Hai un save prima oară, că mai facem noi de-astea nebune. Sleep. Aut, ne-am culcat pe întuneric, ne trezim pe întuneric. Ai dormit două zile? Ce vorbești, mă? Cum dormi fata asta, nu dormi nimine. Păi bun, și ceasul este 5:18. Trebuie să mergem la muncă. Ce pizda, te-ai trist așa de vremii? Hai că avem treabă, hai să vedem. Deci ce am zis că facem azi? O să gătim, nu o să gătim, o să facem... Hobostov ăsta. Deci ne trebuie pietre. Bun, cum face rost de pietre? Hai să vedem cum intrăm în posesia pietrelor. No? Super! Acum putem să vedem rechinii din apă și să mă piși pe mine. Yay! Good stuff. Bun. Acum chiar mergem să vedem dacă mai găsim acel... Dar nu cred că trebuie să o luăm în not chiar așa de devreme. Deci mergem și de pe aici. Ok, și mai vedem ce mai găsim prin zonă. Uite și la aia de acolo. Ok. Ok, bine. Ha, și căutăm. Bum! Dacă apare un rechin, leșin! Ok. Ia uite-le! Barrel! You're coming home with me. În buzunar nu poți să te bag, scuză-mă. Nu te neca cu el, băi, isteați-o! Închideți ochii și nu o să fie niciun rechin. Ce n-am verificat eu dacă ne trebuie doar unul? Sper să fie suficient. Îmi place că eu tot... mi-am făcut fundație, casă, frumos, ne-am mutat, suntem bine, mulțumim frumos. Și eu tot pe plajă dorm. Perfect. Barrel scrap. Perfect. Bun. Numai că am zis că ne trebuie și pietre la acel... Aha. Unde ești? Hei! Hei, hei, bun! Barrel scrap avem și de la de foc. Ok. Da, ne trebuie pietre.
Bun, ceva care nu necesită pietre, că aparent le-am zăpăcit pe toate de pe insula asta, n-avem. Țesător de ăsta, ok. Sau? Plank Station. Ce facem cu Plank Station? Dar avem tot ce ne trebuie pentru un Plank Station. Hai să vedem. Hai să vedem ce înseamnă un Plank Station. Bun. Și o să le punem pe toate aici. Nu? Ce, mă, nu ți-am cerut nic? Ok. Frânghie. 4 bețe. Ia uite 4 bețe. 1, 2, 3, 4. Avem ciocan. Ce, ăla nu-i ciocan? Nu mai avem ciocan? Frânghie. Where is? O frânghie. Toporul e în mână. Ce e ăla? Ok, ne trebuie un alt fel de topor? Ok. Refined axe. Mâncați aș nasul tău. Avem crude axe și cum îl transformăm în refined axe? Leather. Ne trebuie leather. Tanning rack. Tanning rack, presupun că asta face leather. Tanning rack, adică ne trebuie doar yucca plant. Mult yucca plant. Mult yucca plant. Frânghii? Doar una. Mai ne trebuie. Nu poți să ne lași doar cu atâta frânghie. Frânghie. Ok! Hai să vedem. Asta cred că e ce trebuie. Bun! Sunt bine, mulțumesc. 4 frânghii. Și n-am 4 frânghii, nu te supăra pe mine. Ar trebui să am. Acum ar trebui să am. Nu știu unde mai pun acest lucru, dar cred că aici. Îmi place mie aici. Iau tot. Ok? Aparent pot să-l pun efectiv oriunde. Nu, acolo mai facem o fermă. Deci, lângă casă. Perfect. Și acum? Ce face tanning rack? Să-mi explice și mie cineva. Acum, eu am făcut. Arată super. Trebuie să-l schinuiesc pe ăsta? Uf. Setiță la fătucă. Better. Better cât de cât. Ok, hai să vedem. La asta n-a fost problemă, nu? Bada. A făcut. Ok. Aia ce face? Nu te supăra. Păi bun, am schinuit treaba asta. Rawhide. Pier avem, cloth, bla bla, chestii. Leather. Bun! Păi deci am gândit-o bine. Păi și de ce nu aici? Ia uite. Leather. Ok, leather la cine trebuia? Ca să facem crud chestii. Ne mai trebuie rope. Mai căutăm rope. Dar ne trebuie și refined de la crude axe. Trebuie să facem un nou crude axe, cred. Sau nu, îl folosim pe ăsta pe care îl avem. Dar trebuie să facem o daia. Perfect. Și avem refined axe. Excelent. Plouă? E învolburată marea.
Ahoi, mateloți, înapoi la muncă. Înapoi la treabă. Mam. Ok, e o vreme nașpa afară, aparent. Și, mândro, tu nu răcești. Întreb și eu pentru un prieten. Ok. A, și patru bețe. Noi muncim, băi, noi nu stăm degeaba. Ok. Poate ne-o trăzni. Stai numai să vezi distracții dacă m-o trăzni. Ok, am zis că facem. Am zis că facem ăla, îl facem. Plank Station. Punem tot aici, lângă casă. Nu? Așa ar fi frumos. Să le avem aici, lângă noi. Bun. Plank Station. Avem. Ce știe să facă acest Plank Station? E bine să le ai pe toate și după aia să descoperi ce faci cu ele. Nu? Great job. Cred că ar trebui să ne facem... Mamă, ce fel arată! Băi, ferească Dumnezeu! Să te prind așa pe mare... Mi-e rău. Nu, no, poate, dar nu, o să fie... No. Eu închid jocul, eu salvez și dorm până trece furtuna. Cred că ar fi cazul să facem niște pereți și un tavan la treaba asta, nu? Că presimt că o să fie friguleț la donșoară. Pereți. Wow. Wood wall. Ah, hammer is required. Și eu nu mai am hammer acum. Ah, hammer. Da, de unde? Lemn, ață și cu piatră. Ales două pietre? Da, trei pietre chiar. Doar că n-avem ață. Super. Plank scrap. Ah, tu ești. Și trebuie să te duc aici așa. Și mi-l faci tu frumos. Ia. Fă-mi plank-uri. Ia. Ok. Ok, trebuie să recunosc că asta e impresionant. Ăla e un val? Tu vrei să mor aici de inimă? Ferească Dumnezeu! Pietre avem, lemne avem, hai să facem un top. Mamă, ce fel se văd valurile alea! Mor aici! Cred că am mirosit lemnele. Nu, n-am mirosit nimic. Ok, ne facem un ciocanel. Un toporaș. A, ne mai trebuie... Ok. Una. Două. Crudex. Ok, și acum frânghie. Și două pietre. Frânghie și două pietre. Două pietre, mi-e greu să cred că mai găsim. Asta e una din marile mele probleme în momentul de față. O, băi, pumba, te-ai aruncat dracu în apă. Se plimbă rechinul cu tine în gură. Tare s-o speriet. Insula asta amărâtă nu mai are două pietre. Mm-hmm. Grozav. Și acum nu pot să construiesc, pentru că nu am pietre și nu am ciocan. Am doar o piatră. Consumat eu pietrele repede și bine că... Și mai voiam să fac și încă un stove. Băi, eu am vrut să mă modernizez aici. Eu n-am pereți la casă, dar făceam cuptor. Ok, și iar vine ploaia. Nu, iar vine întunericul și nu mai pot să fac nimic. Ok, cred că o să mă duc pe altă insulă să culeg pietre și mă întorc. Nu? Promit să nu uiți de pe ce insulă te întorci. Promiți? Promiți? Cred că n-ar trebui să mă sperii de nimic. Nu, n-ar trebui să am de ce să mă sperii, nu? O să vă scutesc de acest drum îndelungat. Și v-am spune că asta e insula de pe care am plecat. Pă bune? Din tot oceanul ăsta eu m-am întors pe aceeași insulă? Culegem pietre. Da? Bun, e loc. E suficient loc de cules pietre. Yucca fruit. Nu ne interesează. Rock. Avem 5 pietre.
S-a meritat drumul? Absolut deloc. Ok, măcar am găsit insula care ne trebuie. A noastră. Și acum ne facem un ciocan. Ne trebuie un băț. Ia un băț. Ai avut în buzunare atâtea biețe. Biețe. Așa mai zic eu la bețe. Când mă entuziasmez. A, n-aveai în spatele tău trei biețe, nu? Alea din spate erau doar pentru în spate? Ok. Ok. Setiți. Setiți. 2.57. Dacă te culci acum, promit să te trezești când e lumină. Sleep. Hai că dacă e, te-ai trezit pe lumină. Ce faci, mă? Nici n-ai dormit? 4.43. Tu ești obosită deloc, mă, femeie. Ai vâslit două... Ok. Asta femeie, băi. Ok, perfect. Avem ciocan. Mai tăiem o leacă din de-astea pe aici. Astea... Ah, ok, asta e doar căpățânoiul. Building. Așa, cu doi pereți. De vreo... Așa, vreau jumate, da. Să văd. Ok. Half. Da. Aici, să avem balcon. Toată treaba asta să fie balcon, frumos. Na? Perfect. Da, cam așa a arătat și construcția primului nivel. Trebuie să dai cu ciocanul ăsta în el. Până îți spune, sau până arată, cel puțin cam poze. Trebuie să o iei la rașpă. Ok, și avem balcon. Și partea asta o închidem aici. Totul închidem și aici punem o ușă. Aha. Bun. Perfect. Mai am un singur țel. Ar trebui să fie să mănânc, dar aparent nu cred că se numără printre țeluri. Dar hai să schimbim. Strâmbă-te de nas. A, mai am... Ok. Câtă piele a ieșit din băietul ăsta? Oh! Bă, dar mâncare nu? Mamă, dar... Ah, ok. Se cam merită să-l... Nice. Ok. Punem ceva la gătit. Și punem și cărnița asta. Ok. Țiplă! Două bucăți de carne corespunzător. Eu zic că momentan suntem bine. Bun! Cooking. Maestri. Ok, perfect! Sper că v-ați distrat cel puțin la fel de tare ca mine. Este unul din jocurile mele preferate, asta e clar. Și mai vreau să știu în comentarii ce vreți voi să facem în continuare. Ce credeți că ar trebui să facem? Care credeți că e următorul pas, practic? Îl voi face. Data viitoare mă voi bate cu un rechin, promit. Nu pentru neric, că plâng. Ca o fetiță. Vă mulțumesc frumos, sunteți geniali și sper să aveți în fiecare zi un motiv să zâmbiți.